Frații Grimm, Motanul încălțat. Era odată un morar care avea 3 fii. Pe lângă moară mai avea un măgar și un motan. Fiii trebuiau să macine, măgarul să aducă grânele și să ducă făina, motanul să prindă șoareci. Când morarul muri, cei 3 fii trebuiră să-și împartă între ei moștenirea. Primul luă moara, al doilea măgarul și al treilea motanul. Altceva nu mai era de împărțit. Mezinul, trist, își zicea în sinea lui: eu am ieșit cel mai păgubit din afacerea asta. M-am ales cu un motan. Fratele meu mai mare, cu o moară care macină grăunțe, cel mijlociu cu un măgar pe care poate călări, eu cu motanul ce să fac? Doar o pereche de mănuși din blana lui. Asta e tot. Altceva nu îmi rămâne de făcut. Motanul ăsta însă era unul fermecat și înțelegea gândul oamenilor. Ba mai și vorbea, așa că îi zise stăpânului: ascultă, omule, nu trebuie să mă omori și să-ți faci mânuși din blana mea ca vai de lume. Fă mai bine o pereche de cizme cu care să pot ieși în lume și ai să vezi curând că pot să-ți fiu de mare ajutor. Fiul morarului se miră că motanul lui vorbește, dar cum tot avea de gând să treacă pe la cizmar, îi luă măsură de cizme și le comandă. Când fură gata, motanul se încălță cu ele, luă un sac în care își puse niște grâu, îl legă bine la gură ca să-l poată ține, apoi plecă pe ușă, mergând în 2 labe, ca și cum ar fi fost un om. Pe atunci domnea în țara aceea un rege căruia îi plăcea să mănânce potârnichi. Era însă o lipsă așa de mare de astfel de păsări că nu se mai găsea nici una. În pădure se aflau multe, dar stăteau bine ascunse încât niciun vânător nu le putea dibui. Motanul știa ce nenorocire e la curte, că regele poftea la masă potârnichi și nimeni nu îi le putea aduce, așa că se gândi să facă el o treabă mai bună decât toți vânătorii. Când a ajuns în pădure, a desfăcut sacul, a lăsat la vedere boabele de grâu și s-a ascuns într-un tufiș la pândă, ținând de sfoara care lega sacul. Potârnichile au venit, au început să ciugulească boabele din sacul deschis, iar motanul din tufiș a tras de sfoară și a închis sacul. Apoi l-a pus pe spate și s-a dus la palat. Străjerul îi strigă: stai așa, încotro, amice! La rege, spuse motanul, scurt și arogant. Ești nebun, un motan la rege, dar de unde s-a mai pomenit așa ceva? Lasă-l să se ducă, interveni alt străjer. Și așa regele nostru se plictisește de moarte. S-ar putea ca miorlăilă ăsta iurit să-l distreze. Ajuns la rege, motanul făcu o plecăciune adâncă și zise: stăpânul meu, graful, și început să enumere o grămadă de titluri de noblețe pe care chipurile le-ar fi avut stăpânul lui. A dorit mult să împlinească dorința înălțimii voastre de a mânca potârnic și v-a trimis un sac cu asemenea păsări năzdrăvane. Când auzi regele una ca asta, nu știa ce să mai facă de bucurie și îi porunci visternicului său să-i dea motanului aur cât putea el duce. Asta este pentru stăpânul tău, graful, îi zise regele motanului, ca răsplată pentru darul pe care mi l-a făcut. În vremea asta, bietul fiu de morar stătea la fereastra casei sale sărăcăcioase, cu capul în mâini, și se gândea că ultimii bani pe care îi mai avea îi dăduse cizmarului pentru cizmele motanului, care nu-i adusese nimic în schimb. Tocmai atunci apăru și motanul, dădu jos sacul de pe spinare, îi desfăcu gura și răsturnă aurul în fața stăpânului, zicând: uite, stăpâne, ceva aur aici și ai și ceva complimente de la rege. Te salută și îți mulțumește pentru potârnichile trimise. Omul era bucuros, nevoie mare văzând atât aur, dar nu înțelegea nimic. Ce potârnic, ce rege! Motanul, între timp, își descălța tacticos cizmele, povestind ce a făcut, apoi i-a zis stăpânului: acum ai bani destui, dar nu trebuie să te mulțumești cu atât. Mâine îmi încalți iar cizmele și tu ai să devii și mai bogat, mai ales că eu deja i-am spus regelui că ești graf cu o mulțime de titluri de noblețe. A doua zi, după cum spusese, motanul încălțat se duse iar la vânătoare de potârnichi, oferindu-i regelui o captură și mai mare.
Așa se întâmplă zilnic și de fiecare dată primea aur în loc, ba mai mult, regele îl îndrăgia așa de tare că motanul intra și ieșea din palat când voia el. Odată ședea în bucătăria palatului, lângă sobă și se încălzea când sosi și vizitiul, care începu să suduie și să blesteme. Lua iar dracu pe rege și pe prințesă, voiam și eu să mă duc la birt ca omul să jocă și să beau bere și tocmai acum le-a venit cheful să se plimbe. N-ar mai ajunge... Când auzi motanul una ca asta, se furișă la stăpânul său și zise: dacă vrei să fii cu adevărat un graf bogat, atunci hai repede cu mine la lac. Morarul cel tânăr nu știa ce să zică, dar se luă după motan, se dezbrăcă și sări în apă. Motanul îi luă hainele și le ascunse. Abia termină el treaba că și sosi regele în caretă. Motanul începu să se lamenteze. Ah, măria ta! Stăpânul meu a vrut să se scalde în lac, a venit însă un hoț și a furat hainele de pe mal. Acum domnul graf este în apă, cu siguranță că va răci și va muri. Când auzi regele una ca asta, porunci să fie oprită careta și trimise la palat un servitor să-i aducă grafului haine regale. Domnul graf îmbrăcă noile haine elegante și, cum regele și așa avea de gând să-l invite la palat ca să-i mulțumească direct pentru potârnichile pe care îi le trimitea, tânărul fu poftit să ia loc în caretă lângă el. Prințesei nu-i displăcu deloc mezinul morarului, care era foarte chipeș în noile lui haine, ba chiar îi căzu nespus de drag. Motanul plecă și își văzu mai departe de treburile lui. Ajunse la o fâneață unde oamenii adunau fânul. Măi, oameni buni, a cui e fâneața asta? Întrebă motanul. A marelui vrăjitor, răspunseră ei. Fiți atenți, în curând va trece pe aici regele, fiica lui și un mare nobil. Dacă vă întreabă cui este fâneața, voi să ziceți a marelui graf. Iar de nu veți face cum vă spun, veți fi uciși. M-ați înțeles? Apoi motanul plecă și în drumul lui ajunse la un lan mare de grâu, unde niște oameni, vreo 200 la număr, trei erau. A cui este grâul ăsta, oameni buni? Întrebă motanul. Al marelui vrăjitor. Fiți atenți! În curând va trece pe aici regele, prințesa și un mare nobil. Dacă vă întreabă cui este grâul, să ziceți al marelui graf. Altfel, veți pieri până la ultimul. În sfârșit, ajunse motanul și într-o pădure nesfârșită, unde lucrau peste 300 de tăietori de lemne. A cui este pădurea asta, oameni buni? Întrebă motanul. A marelui vrăjitor. Fiți atenți! În curând va trece pe aici, în caretă, regele, prințesa și un mare nobil. Dacă vă întreabă regele a cui e pădurea, să spuneți a marelui graf, că de nu veți muri cu toții. Motanul plecă mai departe, oamenii se uitară după el, dar văzând că e încălțat cu cizme, li se păru ciudat și începu să le fie teamă de el. O fi vreun motan fermecat. Motanul ajunse curând la palatul marelui vrăjitor. Acesta îl privi cu dispreț și îl întrebă ce vrea. Motanul se înclină adânc și spuse: am auzit, mărite vrăjitor, că vă puteți preface în orice animal doriți. Într-un câine, lup, vulpe. Și eu cred asta, dar nu cred că v-ați putea preface într-un elefant. De aceea am venit să mă conving. Vrăjitorul trufaș îi zise: păi asta e o bagatelă pentru mine. Și într-o clipă se prefăcu un elefant. Da, așa e grozav, spuse motanul. Dar în leu? Nici asta nu-i o problemă pentru mine, zise vrăjitorul și se prefăcu într-un leu. Motanul o făcea pe miratul și strigă: te-ai necrezut! Nici în vis nu m-am gândit că s-ar putea așa ceva. Dar ați putea să vă prefaceți și în animale mici? Să zicem așa, de exemplu, într-un șoarece? Sigur, puteți orice ca mare vrăjitor, dar în ochii mei asta v-ar ridica prestigiul. Marele vrăjitor, foarte măgulit de cuvintele motanului, a zis: da, dragă pisicuță, pot, dacă vreau, pot să mă prefac în șoarece. Și pe dată luă chip de șoarece și începu să alerge prin cameră. Motanul făcu o săritură, îl prinse și îl mâncă dintr-o înghițitură. Între timp, regele, prințesa și graful
au ajuns cu careta la fâneață. A cui este fâneața asta? A domnului Graf, au răspuns oamenii. Frumușică bucățică de pământ, domnule Graf, îi spuse regele fiului de Morar. Da, răspunse cu teamă bietul băiat. Apoi au ajuns la ogorul cu grâu. A cui este ogorul acesta? Al domnului Graf. Frumoasă moșie aveți, îi zise regele oaspetelui său. Da, îngâna acesta, neștiind exact ce năzdrăvănie făcuse Motanul. Apoi careta cu cei trei a ajuns la pădure. Cui aparține lemnul acesta? Domnului Graf. Regele se miră. Trebuie să fiți foarte bogat, domnule Graf. Nu cred să mai existe altul ca dumneavoastră care să aibă o pădure așa de splendidă. În sfârșit, au ajuns la palatul Marelui Vrăjitor. Motanul aștepta sus, în capul scării și când careta opri pe peronul din față, se repezi și deschise ușa zicând: Măria ta, ce onoare pentru stăpânul meu, Graful, să vă aibă o noapte oaspete în palatul lui. Această onoare îl va face fericit pentru câte zile va mai avea de trăit. Regele și prințesa coborâră din caleașcă și nu se mai săturau să se minuneze cât de frumos era palatul acela. Graful a luat-o de mână pe prințesă și a condus-o pe scări, apoi au intrat cu toții în sala cea mare, așa de împodobită cu aur, argint, catifea, încât îți luau ochii. Atunci Graful îi ceru mâna prințesei și ea se învoi să-i devină soție. Și făcură nuntă mare, iar când regele muri, mezinul Morarului deveni moștenitorul tronului. Și nu îl uită nici pe Motan, pe care îl făcu ministrul său. Și au trăit mulți ani fericiți și, dacă între timp n-or fi murit, mai trăiesc și astăzi.